Legea offshore a fost votată astăzi în Parlament. Textul inițial a fost modificat astfel încât statul român are drept de preemțiune asupra zăcămintelor exploatate. Ca și la dezbateri, liderul AUR, George Simion, și ministrul energiei, Virgil Popescu, au avut un nou schimb de replici. Simion l-a numit pe Virgil Popescu ministru hoț. Replica ministrului a fost Pașolna Turbinca Iuri, parafrazând povestirea Ivan Turbinca a lui Ion Creangă. Fac un apel la cei parlamentari care nu sunt controlați cu cheia și care nu au participat la susținerea domnului Virgil Popescu, ministrul hoț al energiei din România în ultimii 2 ani, în 3 cabinete. Vă spune doar atât. Pașolna Turbinca Iuri. Doriți în continuare să nu exploatăm gazele din Marea Neagră? Doriți în continuare, domnilor, să rămânem dependenți de gazul rusesc? Ascultați în continuare de Kremlin și de ordinele lui Putin? Cred că ajunge. Vă rog astăzi să votați, să votați proiectul de lege la votul final, pentru că numai așa ne putem asigura independența energetică. Legea a trecut cu 248 de voturi pentru și 34 contra, astfel că ea va fi trimisă la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Primele gaze naturale ar putea fi extrase din Marea Neagră de la jumătatea anului. Capacitatea estimată este de 1 miliard de metri cub de gaze pe an, adică aproximativ 10% din consumul de gaze al României.